lucrurile, viața, evenimentele, cursul vieții sunt cumva orchestrate la un nivel mult mai înalt decât putem noi să gestionăm. Și atunci mulțumim cu recunoștință vieții care ne-a adus aici împreună pe noi toți. Nimic nu este întâmplător. Mesajul nostru din această seară este că împreună putem. Fiecare dintre noi suntem o forță. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o forță. Dar împreună suntem o forță însumată. Suntem o forță multiplicată. Și această forță poate să mute munții din loc, chiar dacă o face bucățică cu bucățică. Lângă acest mesaj, mesajul nostru este că și prin ceea ce vom susține în continuare este că omul nu este numai corp fizic, numai minte, numai suflet sau numai spirit. Omul este un tot, un univers întreg. Și fiecare dintre noi suntem aici ca să vă oferim o perspectivă mai largă, personală dacă vreți, dar care să înglobeze toate aceste concepte și poate vă veți găsi un răspuns în această seară în ceea ce vom susține fiecare dintre noi. Pe lângă faptul că fiecare dintre noi suntem corp fizic, minte, suflet și spirit sau duh, cum i-am zice, da? Mai este ceva. Relația noastră cu Universul. Relația noastră cu tot ce există. Cu Dumnezeu, cu creația, cum i-am spune, da? Dar faptul că neglijăm câteodată și sau uităm de această relație ne duce în tot felul de dificultăți. Cu ani în urmă mă întreba o prietenă, dar de ce investi tu pe oameni să facă ce faci tu? Nu ți-e frică că o să-ți ia clienții? I-am spus atunci și repet, e nevoie, atât de multă nevoie de oameni ca noi, care au curaj să pășească înainte pe drumul acesta al autocunoașterii, încât 10 generații de acum încolo nu o să fie suficient să acoperim nevoia care există. Pentru că este o nevoie a sufletului și e nevoia fiecăruia sau fiecăruia dintre noi. Și acum, vin în fața dumneavoastră să vă introduc în tainele acestei practici, care pentru mine a însemnat literalmente trecerea de la atitudinea și starea de spectator în propria mea viață în aceea de participant. Și vă invit și pe dumneavoastră, pentru mine îmi place să vorbesc doar eu, nu fac asta de obicei și pentru asta am emoții, vă invit și pe dumneavoastră să facem ceva împreună, să practicăm. Nu trebuie să vă mișcați din locurile în care sunteți. Dacă sunteți de acord, pentru câteva momente, să închideți ochii, să ne găsim o postură cât mai comodă, cu ambele tălpi în contact cu pământul, cu spatele cât mai drept. Puteți să faceți și din picioare. Camera merge, oricum. Cu spatele cât mai drept, cu palmele relaxate pe genunchi. Dacă aveți ceva pe lângă, puneți-le jos, că nu se întâmplă nimic. Cu ochii închiși, ne dă voie să ne scanăm corpul de jos în sus și de sus în jos, să relaxăm musculatura suplimentară, menținem în tensiune doar musculatura ce ne ajută să ne păstrăm postura. Observăm zgomotele din jurul nostru. Doar observăm, fără să intervenim. Observăm contactul corpului cu aerul și cu hainele acolo unde este cazul. Observăm gustul pe care îl avem în gură. Observăm gândurile
și imaginile ce ne străbat ecranul mental. Observăm aerul cum intră și iese din plămâni. Doar observăm, fără să intervenim. Facem acum din toate astea un pachet pe care îl lăsăm la o parte și venim cu atenția în locul liniștii din noi. Loc situat în centrul pieptului. În dreptul inimii noastre fizice. În spatele ei. În loc pe care îl percepem ca pe o sferă luminoasă, care crește în intensitate și diametru. Și ne cuprinde întreaga ființă. Din acest loc al liniștii, ducem atenția asupra respirației noastre. Inspirăm pe nas în trei timpi. 1, 2, 3. Și expirăm în 5 timpi. 1, 2, 3, 4, 5. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. 1, 2, 3. Și expirăm pe gură. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirăm pe nas. 1, 2, 3. Expirăm pe gură. 1, 2, 3, 4, 5. Înainte de a deschide ochii, vă invit să observați, să conștientizați dacă starea dumneavoastră s-a modificat cu ceva, dacă vă simțiți diferit față de acum câteva momente înainte să închideți ochii. Și când sunteți pregătiți, deschideți ușor ochii. Și revenim aici. A apărut vreo diferență? Da? Era mai bine copii. Da. Pentru că atunci când închidem ochii, venim cu atenția în interior, ne conectăm la starea noastră interioară, aceea în care suntem una cu tot ceea ce există, este nivelul sau de conștiință sau starea cu care noi am venit pe pământ. Adică atunci când eram mici, până să începem să învățăm din mediul în care ne-am dezvoltat, copiii mici nu au sentimentul de separare, de identitate. Știți că le este și foarte greu să se refere la ei ca fiind eu. Da? Pentru că starea noastră naturală este aceea de în mine. Nu există jucăriile mele. Noi învățăm. Astea sunt ale tale, nu le mai da. Asta este starea noastră naturală și cu această practică am vrut să experimentați care este, cum se simte și să știți că de fiecare dată când veți avea nevoie vă puteți sau reveniți, vă puteți conecta sau puteți să reveniți la această stare pentru că este în noi, în fiecare dintre noi. Avem nevoie când? Când suntem stresați, când suntem obosiți, când ne apucă panica. Această practică resetează reacția luptă sau fugi, despre care, dacă nu știați, vă spun eu că atâta timp cât rămânem blocați, noi, oamenii moderni, în cea mai mare parte a vieții noastre, suntem blocați în reacția luptă sau fugi, pe tot parcursul, când suntem blocați în această stare, sistemul nostru digestiv nu mai funcționează. Și nu numai. Sistemul nostru imunitar nu mai funcționează. Da?
aceasta este explicația pentru care apar în ultimul timp, de când viața noastră a devenit așa elevată, modernă, tehnologizată și așa mai departe, noi nu reușim să ne mai decuplăm de la acest stres, cum se numește el. Și vreau să vă rămână ceva din seara asta. S-a mai mișcat? Da. Bun. Vă place starea în care sunteți? Mă bucur. E cineva care mai e stresat la momentul ăsta? Mai are gânduri? Mai e preocupat de ceva? Super. Dacă plecăm cu asta în seara asta deja, din partea mea, pe ce aveam eu de adus în fața dumneavoastră, mă declar mulțumită. O să ziceți, bun, dar de ce nu suntem așa tot timpul? Ce se întâmplă? Păi, noi am venit pe lume așa. Însă, după ce am venit, creștem, am crescut într-un mediu, ne-am dezvoltat într-un mediu un pic mai evoluat decât noi, un mediu care a uitat cum s-a născut și ne-a ajutat implementându-ne și nouă aceleași programe pe care le-au fost și lor, la rândul lor, implementate. Vă sună cunoscut? Cu cele mai bune intenții. Da? Noi nu suntem singuri pe lumea asta. Noi am venit într-o familie. Poate sunt și situații în care n-am venit într-o familie. Cu siguranță, și dacă există fizic, și dacă nu există fizic, noi suntem conectați la cei prin intermediul cărora am venit în viață. La părinții noștri, la bunicii noștri, până la multe generații în spate. Nu suntem doar noi. Și tot ceea ce am preluat de la ei este nu numai propria noastră viață, ci și toate învățăturile de la nivel subconștient, de la nivelul energiei, spunem noi. Poate e prematur să vorbim noi despre energie, dar e suficient să înțelegeți că este acel nivel pe care l-ați experimentat, acel nivel care întreține viața pe pământ. Este o structură a ființei noastre cu care noi venim pe pământ și nu dispare după ce plecăm. Nu știu dacă ați mai auzit vorbindu-se despre asta. Dacă nu, nu știu dacă să... E suficient să vorbim despre asta atât. Acum, să exemplificăm ce înseamnă energia noastră, matricea energetică cu care noi venim pe pământ. Spuneam că este partea care nu dispare niciodată. Și avem un exemplu aici în care o frunză, în fotografia de jos, o frunză la care mai este vizibil corpul fizic parțial, vârful acela a fost tăiat, își păstrează structura energetică. Are sens? Ați mai auzit de treaba asta? Da? Ok. Acolo sus, doar colțul din stânga mai este cu structură fizică. Cealaltă parte a fost îndepărtată. Ea rămâne acolo. Bine, deja și în tradiția noastră și în religia noastră se vorbește despre sufletul nostru, pe care nu-l vedem, dar el există. Și mi-aduc aminte că vorbeam cu mama la un moment dat și îmi spunea, după ce eu încercasem să-i explic ceva, îmi spunea, ne-a spus părintele duminică, când a ieșit cu Sfintele Daruri, să nu ne speriem dacă simțim ceva. Că și cei pe care îi pomenim sunt tot aici printre noi. Credeți asta? Nu e decât același lucru cu ceea ce exemplificăm noi aici. Avem o structură energetică. Ce păstrăm în ea? Ea este matrice. Păstrează în ea toate informațiile despre tot ce am trăit noi vreodată și tot ce a trăit arborele nostru genealogic. Cum? Problema nu este că păstrează. Problema este că... Asta e un lucru bun. Problema este că ea păstrează nu experiența brută. Pentru că atunci când noi trăim ceva, experiența este alcătuită din... Doamne, nu vreau și nu-mi bine. Da. Experiența este alcătuită din faptele
propriu-zise, plus percepția pe care noi o avem asupra faptelor, asupra a ceea ce se întâmplă și este vizibil cu ochiul liber. Adică, în momentul în care se întâmplă ceva, noi avem gânduri legate de situația respectivă, avem emoții legate de situația respectivă, tragem concluzii, apar convingeri, da? Și trăiri și credințe. Luăm hotărâri în momentele respective. În momentele de intensitate maximă, acele hotărâri rămân gravate în câmpul nostru energetic pentru totdeauna. Și poate peste 20 de ani, peste 30 de ani, ajungem într-o situație care poate să pară similară. Dar nu este. Mă întâlnesc cu cineva, cu un domn care seamănă cu primul meu prieten. O să mă comport garantat ca și când el ar fi aceeași persoană. Și nu este. Are sens ce zic? Vi s-au întâmplat situații în care pare că te ia pe sus și începi să te comporți într-un mod cu totul și cu totul deplasat, dar nu te poți controla. Acesta este motivul pentru care am rămas... Eu am zis de la început că eu m-am uit și așa, și așa mă temperez aici. Acesta este motivul pentru care ce se întâmplă în viața noastră scapă de sub control. Ca acum, de exemplu. Și atunci trebuie să ne comportăm ca și când putem să ne comportăm ca și când experiența a fost, este originală, doar cu condiția să nu fi avut în trecut experiențe similare. Da? Ok, mulțumesc. Și atunci poate se și repară. Spuneam acolo jos că povestea noastră este povestea neamului nostru. V-ați surprins vreodată spunând de la, scuzați-mi expresia, Adam și Eva, ce s-a întâmplat în familia dumneavoastră și ce greu a fost la mine în copilărie și ce am pățit și ce, pentru că este foarte greu să nu ne identificăm cu ceea ce ne-a amprentat. Nu pentru că nu a trecut timpul, ci pentru că noi, din situațiile respective, ne luăm un sentiment fals de siguranță și de sens. Așa începe să se dezvolte personalitatea noastră. Pare că suntem ce trebuie să fim și că tot ce am fost noi sau tot ce am fi noi în starea noastră autentică n-ar fi conform. Dacă n-aș fi bătăioasă, dacă n-aș fi obraznică, că așa m-a învățat mama. Dacă n-aș fi, n-aș da din coate să-mi fac loc în lume și să vă arăt eu vouă, că nu vă puneți cu mine. Vă sună? Bine, dacă nu vă sună din partea altă, din partea asta, o să vă sune din partea în care ați avut de tolerat persoane de genul acesta sau, poate, lasă-mă mântași din gură. Și am ajuns să tăcem din gură și să îi lăsăm pe alții să vorbească. Acestea toate sunt programe pe care este aproape imposibil să le transcendem dacă nu știm să privim, cum spunea Cristi, în interiorul nostru. Da? Nu la oamenii cu care venim în contact, pentru că ei sunt aici doar să ne aducă la suprafață ce avem nevoie să rezolvăm, ci în interiorul nostru să eliberăm toată această energie blocată. Ce putem face? O să mai facem un experiment din care să... Vă spun după aia ce facem cu experimentul. O să vă rog din nou să închideți ochii. Vă odihniți în seara asta. Să ne imaginăm că suntem acasă, la noi, în bucătărie. Ne îndreptăm pașii către frigider, acolo unde este el. Deschidem ușa frigiderului. Luăm de acolo, căutăm acolo o lămâie, presupunem că o și găsim. Luăm lămâia, mergem în bucătărie. Luăm și un cuțit și dăm lămâia pe jumătate.
și una din jumătăți o ducem la gură și sugem jumătatea aceea de lămâie. Toată. Acum puteți să deschideți ochii. Gura plină. Eu n-am închis ochii și tot am gura plină. Creierul nostru nu face diferența între imaginație și realitate. De aceea, de fiecare dată când o situație din prezent seamănă parțial cu ceva din trecut, până și un miros poate să semene și te duce acolo. Nu e nevoie să semene în mare măsură sau faptic. O vorbă, un miros, o atmosferă, orice. Creierul nostru a plecat. Da? Și ne duce unde? În momentul din trecut, când nu ne-a plăcut sau ne-a plăcut situația respectivă și reacția noastră este de acolo, nu este din acest prezent al vieții noastre. De aceea este important să facem ceva. Ce putem face este să putem face ceva cu fapta. S-a întâmplat. Este ceva evident. Ia, poți să dai un pic în spate. Experiența. Putem face ceva cu fapta? Nu se mai poate. Putem face ceva cu percepția? Cu interpretarea pe care noi am dat-o faptei? Bun. Haideți să mergem la percepție. Dăm un exemplu. Dați-mi un exemplu că e mai ușor să lucrăm pe un exemplu. N-aș vrea să vă dau eu exemplu. Ne trece cineva calea. Ne trece cineva calea. Ți se întâmplă ție astăzi, nu? Ok. Ne trece cineva calea. La nivel faptic. O persoană, o mașină, o pisică, o ce vreți dumneavoastră, a trecut prin fața mea în direcția, perpendicular pe direcția în care mă deplasam. Asta este fapt. Primul nivel de percepție este nivelul realității fizice. Pe lângă nivelul de percepție al realității fizice, ce spuneam? Că apar gânduri. Trecem la nivelul emoțiilor și al mentalului. Ce gândim noi despre persoana sau pisica ce ne traversează calea? Dacă e pisică, avem un gând toți la fel. Nu mai, ca să vedeți cum, cât de... Da, sau nu vorba Cristianei, pentru că eu n-am o problemă cu chestia asta. Dar sunt gânduri standard. Da? Suntem aici. Dacă este o mașină, ce zicem? Tu ce ai zis astăzi, Elena? Nu mai lasă să trec. Ea se grăbea și nu o lasă să trec. Altcineva, ce percepție putem să mai avem când trece cineva? Ia uite ce nesimțită sau ce nesimțit. Nu? Nu zicem asta? Sau da. Facem legătura cu dacă trece o persoană. Mi s-a întâmplat ceva rău și aceeași persoană, întâlnim aceeași persoană și ne gândim că ni se va întâmpla ceva rău. Da. Exact ca la pisică. Și atunci, da, nu știu ce facem, ne întoarcem, mergem înainte, riscăm. Emoții. Deci gândurile sunt felurite. Emoții. Dacă e pisica, s-a terminat. Neagră. Și neagră, da. N-am o treabă cu pisica. Dacă este mașină, ce ai zis? Mă blochează. Se blochează. Dar ce ai simțit? Nu e drept. Am și eu dreptul să trec. Nu e drept. Da. Da. Și cum te-ai simțit când nu era drept? Nu era neputincioasă. Furioasă. Furioasă? Neputincioasă? Mai sunt alte exemple. Spuneți ce vă vine. Cum? Frustrare. Mulțumim, Andreea. Altcineva? Starea noastră interioară se modifică în momentul în care deja am plecat din locul ăla, gândim, simțim, suntem în alte poze, dar nu acolo. Da? Nici mai vedem dacă mai trece cineva strada, vreun pieton, nu-i mai dăm drumul că suntem nervoase deja. Da? Acesta este nivelul emoțiilor și al mentalului. Ne-am pachetat? Ne-a zăpăcit ziua? Da.
Da. Exact. Care este învățătura? Din toată această vâltoare a emoțiilor și a mentalului, poate să iasă ceva. În situația în care noi rămânem blocați aici, putem să tragem o concluzie, am ghinion. Și pare că este un mesaj. Nu este un mesaj, este un blocaj la acest nivel al emoțiilor și al mentalului peste care nu pot să trec. Eu nu pot să transcend acest nivel și sunt mult timp, oamenii au fost blocați crezând că dacă iau decizia nu mă mai întâlnesc niciodată cu fata aia că mi-a vorbit urât, este o concluzie. Nu mai vreau să aud de tine. Nu mai vreau, mă faci să sufăr, sunt nefericită din cauza ta. Este, are vreo legătură asta cu învățătura sufletului? Pentru că cel de-al treilea nivel de percepție este nivelul sufletului. Are? Nu. Mai poate ieși ceva din nivelul acesta, din momentul acesta în care am atâta neputință și atâta frustrare și atâta nervozitate? Da? Ce poate să iasă? Percepția. Putem schimba cu ceva? Poate să fie vreo învățătură din experiența asta? Care? Grăbește-te încet. Să fie blocată, să fie prea mult folosită sau aștept puțin că vom pleca de acolo. Suntem tot aici. Învăț ceva. Aha, așa. Poate că e un mesaj pentru mine să nu mă mai grăbesc. Da? Învățăm răbdarea. Mai ales dacă suntem de fel agitați, o să apară multe situații de genul ăsta. Și atunci, din toată treaba asta, noi ne-am luat, cum zicea Cristina, o învățătură. Da? În momentul în care concluzia pe care o obținem aduce în noi liniște, am ajuns la nivelul sufletului. Este un câștig. O situație care poate să pară un blocaj devine, de fapt, ea așa și este, dar noi nu o vedem. Da? Devine o oportunitate. Oportunitatea de a ne da posibilitatea să ne relaxăm, să schimbăm ceva. Unde? În exterior? Mă dau jos să stric după omul ăla, mă iau după pisică, mă duc și fac reclamații la protecția animalelor. Pot să schimb ceva în mine. Dar de câte ori trebuie să mi se întâmple asta ca să reușim să ne relaxăm? O să vă spun un secret. Am ales să facem schimbarea stărilor perceptuale, așa se numește, pentru că este cheia. Dacă știți asta, bypassați mulți ani de terapie, ca să zic așa. De câte ori, dacă practicați, nu știu, în următoarele 2 săptămâni după ce ați aflat de treaba asta, și noi o să vă dăm pe mail și materiale scrise, ca să nu treacă pe lângă ureche, vă garantez că o să vă fie mult mai ușor în viața dumneavoastră. Nu spun că gata, aici se termină și de poi mine stăm așa în lotus și totul este așa, viața noastră e o floricică. Nu, pentru că viața ne aduce acest tip de blocaje, de provocări, ca să ne ajute să schimbăm perspectiva, să schimbăm ceva în interiorul nostru, cu ce scop? Să ne fie mai ușor. Pentru că în momentul în care noi am ajuns la concluzia nu mai e cazul să mă grăbesc, viața îmi spune prin circumstanțele în care mă ajută, mă duce să o iau mai încet, cu siguranță este ceva ceea ce mie îmi folosește și este benefic. Și atunci, ceea ce se simte în interiorul meu, ceea ce aduc în viața mea prin această schimbare de percepție, este transformarea sau vindecarea. Da? Are sens?
E greu să te schimbi pe tine. Noi vrem să-i schimbăm pe ceilalți. Păi da, de câte ori arătăm cu degetul, eu arăt cu degetul spre dumneavoastră, să știți că celelalte trei degete arată către mine. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă mă deranjează ceva la dumneavoastră, cu siguranță eu mă văd în dumneavoastră ca într-o oglindă care nu-mi place. Dacă mi-ar plăcea, n-aș mai avea nicio problemă. Când eu o să-mi rezolv în interiorul meu ce mă deranjează la dumneavoastră, o să fim cele mai bune prieteni. Până atunci, partea asta din noi care este ascunsă, dar care ne distruge relații și ne sabotează viața, se numește umbră și treaba noastră în viața asta este să aducem la suprafață cât mai multe din, mai mult dintre aceste aspecte. De ce? Pentru că devenim liberi. După ce, apropo, după ce primim învățătura, se dizolvă orice formă de conflict, de emoție, de tensiune interior. Da? Și se și destructurează din câmpul nostru energetic luminos. Ai ceva? Da. Asta îmi spuneam, că devenim liberi. Da? În momentul în care noi reușim să facem schimbarea de percepție, devenim liberi de ce? De emoțiile respective, de gândurile respective, ne schimbăm și gândurile, nu ne mai supărăm când data viitoare ne mai trece cineva calea sau poate nu ne mai trece nimeni calea, da? Devenim liberi de convingerile respective și putem să acționăm altfel, să ne trăim viața frumos. De asta evenimentul nostru de astăzi se referă la a ne trăi viața cu frumusețe. Și mai e ceva foarte important. Dacă o persoană, există un principiu în programarea neurolingvistică, mulți dintre dumneavoastră ați și parcurs programul, dacă o persoană poate, fiecare dintre noi putem. Da? Nu e imposibil.